Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată anual în data de 1 octombrie pentru a promova drepturile persoanelor de vârstă a treia prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare prin incluziune socială. De-a lungul anilor e o plăcere pentru mine să fiu în mijlocul dumneavoastră, să vă spun din suflet un călduros la mulți ani, să vă felicit pentru ce ați făcut în anii în care ați muncit pentru comunitate, pentru această țară. Ne-ați lăsat un oraș, ne-ați lăsat o țară și noi suntem obligați astăzi să mergem să vă ducem munca mai departe. Eu și sunt aici și în calitate de președinte PSD Turnu Severin, dar și în calitate administrativă de primar. Sunt aici să vă spun din suflet la mulți ani, sănătate dumneavoastră, copiilor dumneavoastră, nepoților dumneavoastră. Îmi doresc din suflet să ne vedem și în anii următori, să vă țină Dumnezeu sănătoși și să vă duceți mai departe lucrurile pe care le aveți în plan. La mulți ani! 1 octombrie debutează cu o aniversare specială Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, ce ne reamintește de părinții și bunicii noștri, iar în Drobeta Turnu Severin această zi specială a fost marcată cu muzică și voie bună. În Drobeta Turnu Severin această zi specială a fost marcată în două locații exclusiviste, printr-un program muzical și urări de bine. Cu această ocazie, primarul municipiului Drobeta Turnu Severin, Marius Creciu, și-a exprimat aprecierea față de toți vârstnicii, oamenii pentru care luptă zi de zi să aibă o viață mai bună. Suntem în mijlocul vârstnicilor, e o bucurie pentru mine, merg de mulți ani, cred că am 15-16 ani de când sărbătoresc cu vârstnicii ziua de 1 octombrie, e o bucurie pentru noi să fim în mijlocul lor, oameni care au construit o țară, care ne-au lăsat o țară spre moștenire, ne-au lăsat un oraș și e important să-i sărbătorim și personal din suflet le spun un călduros la mulți ani, sănătate dumnealor, familiilor dumnealor să-și crească nepoții frumos pentru că viața merge înainte pentru fiecare dintre noi. 1 octombrie, o zi minunată, o zi în care noi, cei din PSD, dar și eu ca primar, le sunt alături acestor minunați oameni. La mulți ani! Data de 1 octombrie a fost desemnată în anul 1991 drept Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice, de către Adunarea Generală a Națiunilor Unite, fiind dedicată omagierii și respectării celor vârstnici. Mă simt tânără și faptul că am 72 de ani și că doresc ca noi, toți cei de aici, pensionarii, să trăim în continuare încât să vă vedem și pe dumneavoastră la vârsta noastră, este un lucru îmbucurător. Iar eu, personal, vreau să urez tuturor pensionarilor noștri o viață fericită și mai ales sănătate. Prinși în hore pe ritmul de muzică populară, invitații și-au uitat parcă și vârsta și au chefuit aproape ca la prima tinerețe. Ei, pensionarii, întotdeauna am fost alături de Partidul Social Democrat, pentru că și partidul a făcut multe pentru noi. Acum domnul Ciolacu, vedeți și dumneavoastră cum se luptă pe viață și pe moarte, a mărit salariul minim pe economie. Să luptă să mărească pensiile pentru noi pensionari. Până la 3.000 de lei ni se dă un bonus la oamenii cu salarii mici, cu pensii mici. Așa că noi facem tot ce putem. E greu, nu este ușor pentru nimeni, dar nu vrem ca să lăsăm această tradiție a pensionarilor sau petreceri, excursii, că noi suntem la abuz de soare. Ce mai noi alegem? Asta, cu asta ne alegem acum. Mă bucur că și de data aceasta, 1 octombrie, s-a marcat printr-o reuniune a celor mai tineri dintre tineri și mulțumim organizatorului și cred că inițiatorul principal a fost domnul primar Marius Creciu. Da. Știți la această vârstă? Mă simt plină de vitalitate, tânără, frumoasă, plină de putere, vigoare, forță și vitalitate maximă, optimă
și mă bucur de fiecare clipă, din fiecare clipă fac o eternitate. Au fost și petrecăreți care au venit pentru prima oară la un astfel de eveniment. Chiar dacă sunt la prima pensie, au dansat ca la prima tinerețe. Pentru această petrecere, unii dintre participanți s-au îmbrăcat elegant și au scos din dulap cele mai dichisite haine. Activitatea și-a atins scopul propus, având în vedere faptul că vârstnicii au participat activ la aceste evenimente. S-au declarat surprinși în mod plăcut, manifestându-și mulțumirea, aprecierea și recunoștința față de toți cei implicați în organizarea acestei zile festive, dedicată în exclusivitate dumnealor.